O victorie absolut superbă a reușit vineri echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște în fața puternicei formații CSM București. Un meci care părea inegal între două formații diferențiate de sume uriașe de bani s-a dovedit un adevărat galop de sănătate pentru formația noastră. A fost probabil una dintre cele mai frumoase victorii obținute de o echipă târgovișteană în ultimii ani și asta pentru că înaintea partidei nu s-a dat cu rivalentă, nimeni n-ar fi dat nicio șansă echipei noastre. Însă, așa cum vorbeam chiar cu voi înainte de acest joc, a fost minunat că s-a petrecut o minune, s-a întâmplat o minune. Dar dacă ne uităm atent la joc și dacă vedem ce s-a întâmplat, toată lumea trebuie să realizeze că de fapt n-a fost o minune, echipa mai bună a câștigat, Târgoviște a fost echipa mai bună, echipa care a dictat ritmul acestei partide și care a reușit să aducă, să cucerească 3 puncte în fața unui Polos, putem să spunem, dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în Voleiul Fermin în momentul de față. O victorie superbă, o victorie minunată, o victorie meritată și mai ales o victorie importantă pentru că Târgoviștea și Copoia în acest sezon prindă unul dintre primele 4 locuri ale Divizia 1 de Volei Fermin. 3 puncte uriașe și o victorie minunată în dreptul unei trupe care a jucat admirabil și a anulat toate avantajele lotului bucureștean, înțesat cu vedete de primă mână. A fost o nouă seară de grație pentru sportul dâmbovițean, după ce a reușită de aceeași echipă de volei pe terenul campioanei Știința Bacău. Felicităm și noi întreg staful echipei de volei pentru seara magică de vineri. CSM Târgoviște, CSM București s-a încheiat 3-1 la general.